Sincer, n-aș fi dorit să știu nimic din ce știu acum, pentru că altfel nu m-aș mai fi apucat. Și cred că orice om care are o meserie și ajunge cumva să o cunoască, nu și-ar fi dorit să o cunoască cumva sau să cunoască metehnele din timp, pentru că n-ar mai fi făcut-o. Cred că este același lucru și la jurnalist, nu? Adică dacă ai fi știut cât de greu este și de fapt nu este ceea ce ți-ai imaginat tu sau ce crede lumea, că noi dăm niște texte în fața la televizor și în rest stăm și bem cafele, probabil că e un pic mai greu. În primul rând, dacă personajul nu este în aria mea de, adică nu știu, nu a făcut ceva ce eu am făcut înainte, știu cumva despre el, mă duc și studiez undeva la, nu știu, 3 săptămâni, o lună înainte, studiez persoane care fac acea meserie. Unii sunt de acord cu asta, alții nu sunt. Pe mine mă ajută. Da, chiar, adică chiar și pentru casting. Eu chiar și în momentul în care dau un casting, trec probabil prima probă, încât să știu că cumva sunt între cei doriți, mă duc să studiez foarte bine personajul respectiv. Chiar și pentru casting. Pentru după ce iau castingul respectiv, evident că munca se dublează. Nu știu cum se lucrează, probabil că bine, că până în momentul ăsta n-am auzit pe nimeni spunând lucruri rele despre modul în care eu lucrez. Sunt foarte obedient. Probabil că din cauza repetițiilor, preliminarii, ascult foarte mult de regizor și mi se pare că el, în primul rând, are o viziune mult mai de ansamblu decât mine asupra proiectului. Măi, cred că este o chestie genetică. Poți să plângi mai repede sau nu poți să plângi atât de repede. E o chestie care poți să vergi lacrimi mai cu ușurință sau nu. Eu, dacă mă căznesc și mă chinui, probabil că o să vărs. N-am avut până acum... Te întreb dacă atunci când privești tu un film, plângi, se întâmplă să plângi ca bărbat? Evident, se întâmplă, da. Se întâmplă, dar am un proiector acasă și nu mă vede nimeni. Adică, dacă este un film, da, mai lacrimogen, așa, da.